Eu încă vreau să văd finalitatea. Da? Pentru că noi am mai avut parte de, de acțiuni, de intenții și așa mai departe. Eu vreau să văd o finalitate. Rezervele mele personale față de tot ce se numește autoguvernarea sistemului judecătoresc, sistemului de procurori. Mă refer la CSM, la CSP, Consiliul Superior, a procurorilor procura, în, în, în această speță. Eu tot timpul mi-am manifestat rezervele la capitolul că nu văd și nu vedeam o, o abordare proactivă. Pentru că asta a fost filozofia. Politicul nu trebuie să intervină în, și corect să nu intervină în autoadministrarea judecătorilor, procurorilor și de aia au fost create acest Consiliu Superior a Magistraturii și Consiliul Superior a Procurorilor. Ei ieri în sfârșit după nu știu câte tentative și acel circ ba se convocau, ba nu se convocau, ba vineau, ba nu vineau. Am urmărit în cursul zilei înregistrarea de la ședința propriu-zisă unde au au adoptat acea de decizie Domnule, eu, scuzați, dar atâta, cum să zic eu, um, popular, să spun, fățărnicie a unor membri, da, când prin toate tertipurile, prin toate încercările. Uh, Vă referiți de... la ședința CSP. CSP, da, așa mă referiți la ședința CSP. Cu așa cât de. greu uh, au acceptat într-un final sau au trebuit să ajungă să iau o decizie. Deci Ca să desemneze un, exact, cazul... da, uh, un, un procuror care să investigheze cazul. Nu să desemneze Miss Univers. da. Trebuie să disemneze un procuror care să investigheze ceea ce a prezentat ce, domnul crezi? domnul Carp. De ce se tergiversa acest lucru? De ce? Ce, ce Eu făcea? Eu cred Cris? că acolo încă sunt... Uh, este rezistența la schimbare și nu trebuie să gâcim aici. Noi o cunoaștem, noi o simțim, noi o vedem rezistența la schimbare în, în procuratură după mine încă sunt mulți care nu vor să schimbe lucrurile care li este convinabil sistemul care a fost clădit de Plahotniuc după care a preluat de Dodon clientelă politică și așa mai departe într-un final, asta trebuie să facă domnule, a venit un deputat nu un oricare deputat, președinte Comisiei Securitate și Ordine Publică a prezentat patru, patru nu știu, secvențe, patru momente din activitatea procurorului general. Al-ați luat, ați deliberat, ați selectat un procuror, i le-ați dat procurorului și el a trebuit să spună, domnule, întrunesc, spre exemplu, eliberarea scoaterea de suburmării în sub învinuire a unui individ și noi știm cine e individul ăsta care a fost lăsat ușor să fugă și stă acum bine mersi în Marea Britanie și ne transmite salutări de acolo. A fost plătit 272 de mii corect lui Chitoroagă, fost procuror care a fost învinuit din bogățării ilicite și așa mai departe. La Andromatul. Deci asta trebuia să se decidă. Cu greu, cu greu într-o final au decis. Au urmat acțiunile care au urmat. Eu asta, cum am, am început a spune în... În, la începutul răspunsului la întrebarea dumneavoastră să sperăm să vedem o finalitate da? să vedem nu iarăși o demonstrație pur și simplu de intenții pentru că lumea e sătulă de demonstrații de intenții.